Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. M-am ascuns un pic de căldura zilei în încercarea de a vorbi cât se poate de răcoros despre lucrurile pe care avem de împlinit în Hristos și în biserică. Suntem la apusul soarelui peste praznicul Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Anatolie și suntem într-un fel sau altul în deschiderea sezonului de vacanțe. Să nu uitați, în schimb, că oriunde am plecat și oriunde mergem, spațiul îi aparține lui Dumnezeu și că viața noastră este legată de prezența Lui și că nu strică uneori să ne aducem aminte de darul cel mare pe care ni l-a făcut prin prezența Lui în mijlocul nostru. Cuvântul de astăzi este tot din Psalmul 118, a care ultimă parte o străbatem săptămâna aceasta. Suntem așadar în catisma 17-a, la ultimul slavă și acum, cum ar spune bătrânii, la versetul 132, acolo unde spune așa: caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de apă sau pogură din ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Și așa, psalmul continuă cu aceste versete încurajatoare pentru omul care își caută nădejdea în faptul că trăiește în dreptate și în adevăr, în încercarea de a descoperi adevărul, chiar dacă uneori doare, atât de mult încât izvoare de lacrimi izvorăsc din ochii noștri. Trăim într-o lume care se agață de toate nimicurile pentru a putea răni, pentru a putea să coboare omul și să-l facă una cu pământul, dacă este posibil. Să nu vă temeți niciodată. Hristos este partea noastră integrală din această înțelepciunea lui David, din înțelegerea în David acestor adevăruri. Poate părea foarte puțin ceea ce spune aici profetul: izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, dar pare o promisiune cinstită, să scap de gura lumii ținând poruncile lui Dumnezeu, lăsându-te hrănit de cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu, din tainica lui suflare de viață, din roahul său dătător de viață. Bucuria aceasta ține și de împlinirea unei virtuți care este foarte rară în ultima vreme, aceea a nejudecării aproapelui și a trăirii cu tine însuți în armonie, în încercarea de a nu părea că ești altcineva și de a nu jindui la binele aproapelui tău. Știu că pare un pic exagerat ceea ce spun în ceea ce privește viața modernă, dar încercați să vă puneți în locul lui David, în veacul lui, în secolul lui, în vremea lui și veți vedea că vremea aceea, din păcate, se rostogolește peste noi din când în când și roata istoriei ne cuprinde și ne agață câteodată trântindu-ne. Suntem totuși oameni nădăjduitori în Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.